Peter Goldthwait's Treasure by Nathaniel Hawthorne. Personajul principal din această povestire are un singur scop: să se îmbogățească cu orice preț. Dacă ar putea și fără muncă, ar fi cel mai bine. Goana după avere și o viață prosperă deveniseră un vis năzuit de mulți din lumea nouă, iar Peter Goldthwait era un vânător de comori de meserie. Nu din cei care săpau pe malurile râurilor în speranța că vor dezgropa vreun vas plin cu monede. Dar era un speculant desăvârșit și un escroc setat pe căutarea mijloacelor de îmbogățire rapid. În același timp era și un visător, un abil constructor de castele în văzduh, un investitor ingenios al banilor încă necâștigați. Cu ani în urmă, Peter avusese un parteneriat financiar cu domnul Brown, dar afacerea se sfârșise prost. Bunăstarea domnului Brown se construise pe munca asiduă și, deși niciodată nu se bizuise pe noroc, avea mereu parte de el. În schimb, Peter își întemeiase toată strategia vieții pe noroc, dar acesta locolea mereu. Nu cu mult timp în urmă, investise ultimii bani într-o expediție de căutători de aur și rămăsese cu buzunarele goale. Dar asta nu-i spulberase visurile, aștepta în continuare ca norocul să dea peste el. Noaptea avea vise în care era chiar regele Midas, care prefăcea în aur tot ce atingea. Nu de puține ori visa că răsucește o cheie metalică într-o ușă misterioasă, din spatele căreia se prăvălește peste el o avalanșă de monede. Până când norocul avea să-i găsească adresa, locuia împreună cu bătrâna îngrijitoare, Tabita, într-o casă bătrânească de lemn, roasă de ploi și acoperită de mușchi. Domnul Brown își înnoise oferta de a cumpăra această proprietate contra unei sume consistente, dar Peter ezita să înstrăineze singurul bun pe care îl mai avea. Mai ales că era casa strămoșească în care locuise și străbunicul său, pe care îl chema tot Peter Goldthwait, și care fusese, de asemenea, bântuit de vise de îmbogățire peste noapte. Peter cel tânăr era, pe drept cuvânt, o reîncarnare a lui Peter cel bătrân. Se povestea că bătrânul reușise să se căpătuiască într-un anumit fel și că ar fi ascuns o comoară pe undeva, poate chiar prin casă, ca moștenire pentru urmași. De multe ori căutase Peter cel tânăr această comoară, dar fără succes. Gândurile deșarte de îmbogățire aproape că îl zmintiseră și se înstrăinase de lume. Singura persoană cu care mai comunica era bătrâna Tabita, care nu se mișca niciodată din bucătărie. Unica salvare a unei vieți în ruină era să găsească presupusa comoară, așa că, înarmat cu un topor, îi puse gând rău casei de lemn. Servitoarea îi ceru un singur lucru, să înceapă sfărmarea pereților cu acoperișul și să lase bucătăria la urmă. Peter era convins că va găsi comoara ascunsă în vreun perete și, pe locul fostei case de lemn, urma să clădească alta mare de cărămidă și să-i ofere servitoarei o cameră cu tot dichisul. Bătrâna nu era atât de convinsă că există o comoară pitulată prin casă, dar nu putea să se pună cu nebunul. În urechile lui Peter cel tânăr curseseră de multe ori poveștile despre felul în care Peter cel bătrân își agonisise averea, prin alchimie sau magie neagră, ori prin moduri mult mai primejdioase. Unii spuneau că diavolul însuși îi dăduse cheia de la vistieria luciferică în schimbul sufletului. În străfundurile inimii își dorea să găsească această comoară fără complicații inutile, dacă s-ar putea sub forma unor monede într-un cufăr bine ferecat. În noaptea de dinaintea zilei în care avea să dărâme casa, Peter a avut parte de cele mai frumoase vise, ca și cum regele Midas îl luase să contemple împreună bogățiile regatului său. Dis de dimineață, urcând mansardă înarmat cu cel mai ascuțit topor. Acolo dădu de tot felul de catrafuse, de o sabie ruginită, încălțăminte uzată, sticluțe cu doctorii, foi îngălbenite. Dintr-o dată își văzu reflexia într-o oglindă și se păru că este însuși străbunicul Peter, care urcase în pod să verifice comoara dacă se află la locul ei. Dar de ce nu-și amintește deloc locul în care a ascuns-o? Avea o credință nestrămutată că va reuși până la urmă. Nu degeaba îl chema Goldthwait, adică cel care așteaptă să-i pice aurul în mână.
Cu lovituri aprige, încercă să crape pârnele și grinzile din pod, sparse pereții și despică podeaua. A avut grijă să nu afecteze pereții exteriori ai casei, ca oamenii din oraș să nu-și dea seama ce se petrece înăuntru și să nu-l deranjeze cu întrebări săcâitoare. Seara căzu rupt de oboseală și stătu de vorbă cu bătrâna servitoare în bucătărie. Puseră pe foc lemnele rupte din pod și, în amorțeala căldurii din vatră, află despre întâlnirea fatidică a bătrânului Peter cu necuratul însuși, cu care semnase un protocol de colaborare. De cum bătrânul își pusese semnătura pe foaie, sări capacul de la cufărul cu bogății și își înfipse mâinile în aurul dinăuntru. Dar, când se uită mai bine, își dădu seama că erau doar niște zdrențe vechi. Peter cel tânăr se înfurie când auzi aceste scorneli care aminteau de mitul lui Faust și o beșteli pe babă. Lui nu i se vor întâmpla drăcovenii din astea. Munci fără încetare câteva zile și reuși să sfarme toate lemnele din pod. Nu găsi nicio comoară, doar cuiburi de șoareci. Trecu apoi la camerele de la etaj. Pe o bucată din perete descoperi o schiță în cărbune care îl impresionă grozav. Un om săpase o groapă, voia să bage o mână înăuntru să scoată ceva, iar în spatele lui era silueta rânjită a lui ucigăltoacă. Cutremurat de înțelesul scenei, luă peretele la tocat și descoperi o firidă în care era un dulăpior. Din el scoase o lampă și un pergament. Frecară cu o cârpă lampa de parcă ar fi fost cea a lui Aladin. Dar nu se întâmplă nimic. Servitoarea se uită mai bine prin ochelari și recunoscu scrisul stăpânului Peter, care spuse că n-ar fi putut fi al lui din moment ce ascunzătoarea părea ticluită dinainte de nașterea lui. Când se reapucă de spart pereții, era prima zi a lui ianuarie și zgomotul petrecerii din stradă răzbătu prin fereastra deschisă. Chiotele de bucurie se revărsară în mohorâta casă, ce oglindea sufletul personajului. Pe cealaltă parte a străzii trecea fostul tovarăș, domnul Brown, care îi oferi încă o dată un preț bun pentru proprietate, dar urmărind mai degrabă valoarea terenului. Domnul Brown înțelese că Peter nu va renunța niciodată la visurile lui fantezist. În sufletul lui Peter începură să apară îndoieli. Dacă ar distruge întreaga casă și n-ar găsi nicio comoară până la urmă, n-ar rămâne pe drumuri amândoi? Se agăță de ultima urmă de speranță și continuă să despice cu toporul pereții. Toate lemnele rezultate le puseră pe foc în vatra din bucătărie. Într-o bună zi găsi o cheie ruginită și o sticlă de vin vechi. Înainte să deguste savoarea licorii, Peter privi bucătăria prin lichidul sticlei și se păru că se află într-un castel, iar bătrâna servitoare este înveșmântată în rochii somptuoase. Seara se porni o furtună grozavă, iar pe domnul Brown îl vizitară gânduri de compasiune pe când se odihnea în căminul său. Își făcea griji ca vechiul său tovară să nu o ia pe apa sâmbetei. Un stomac flămând într-o casă friguroasă putea fi o combinație fatală. Așa că domnul Brown înfruntă apriga viforniță, ajunse lângă scheletul exterior al casei bătrânești, intră neauzit și fu martorul unei scene terifiante. Doi smintiți stăteau aplecați peste un cufăr pe care îl scoseseră dintr-o nu se știe care ascunzătoare. Lampa din mâna bătrânei lumina ruginitele balamale metalice, dar și figura alienată a lui Peter care rânja și cerceta cu nerăbdare deschizătoare. Capacul se dădu peste cap, dar nicio strălucire orbitoare nu se revărsă în bucătărie. Ce-i asta? Strigă nebunit Peter. Erau zdrențele vechi și putrezite ale bătrânului Peter, dar mai erau și niște hârțoage îngălbenite de vreme, cupoane de credit, bonuri de tezauri devalorizate și care se sfărâmau între degete. Domnul Brown înțelese că străbunicul Peter speculase valoarea monedei din vremea lui, trăgând nădejde că se ridică prețul, dar dăduse chix. Hârtiile se depreciaseră, iar de proiectul său nebunesc se alesese praful. Așa că bătrânul Peter ajunsese fără o haină în spinare, dar cu o grămadă de hârtii fără valoare, iar diabolica goană după avere o transmisese peste timp și strănepotului său. Vântul se strecura prin crăpăturile pereților și casa a început să tremure din toate încheieturile. Domnul Brown se oferi să-i găzduiască pe năpăstuiți în schimbul achiziției proprietății. Peter se învoi și începu să-și imagineze modalități de investiție speculativă a banilor pe care urma să-i primească. Ar fi trebuit să te lasă trăiești din comoara bătrânului Peter Goldthwait.
își zise cumpătatul domn Brown. Oricum, pentru banii pe casă, o să-ți angajezi un curator, că nu mă lasă inima să ți-l las ție pe mână.